De la apariția legii 263 per 2011 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care doresc să afle informații despre pensii o pot face prin intermediul unui cont online pe care pot să-și-l creeze. Acesta oferă posesorului mai multe facilități. Acest uh, cont online are ca beneficii, uh, în primul rând, faptul că pot fi vizualizate datele din carnetul de muncă scanat, precum și stagiile de cotizare anuale și lunare începând cu aprilie 2001, respectiv vechimea și venitul brut realizat. De asemenea, se poate vizualiza punctajul realizat în sistemul unitar de pensii publice începând cu 1 a 4 a 2001 până la zi. Totodată, cei care își deschid un cont online au acces la informații privind declarațiile nominale depuse de către angajatori, începând cu data de 1 aprilie 2001. De asemenea, pot vizualiza informații referitoare la viramentele la pilonul 2 de pensii private, începând cu data de 1 martie 2008. Un alt beneficiu este accesul la informații referitoare la fișa financiară privind declarațiile individuale de asigurare socială sau contracte de asigurare socială încheiate cu Casa Teritorială de Pensii. Cum se deschide un astfel de cont? Pentru a deschide un cont online, trebuie intrat pe pagina Casei Naționale de Pensii Publice, se caută secțiunea de ce să-mi fac cont și se aplică pentru solicitarea de deschidere de cont. La câmpul completează formular. Cu formularul completat se vor prezenta la Casa Județeană de Pensii Maramureș cu copia buletinului de identitate și îl vor depune la dosar ca să primească parolă pentru acest cont online. Chiar dacă acest cont oferă multe facilități, puțini maramureșeni știu de acest serviciu gratuit, facil și foarte util. Doar 240 de persoane și-au deschis până acum astfel de conturi, spun reprezentanții Casei Județene de Pensii Maramureș.